Ora 19, bună seara, doamnelor, domnilor, sunteți în umbra știrilor, foarte bine. Se vede fumul alb în coaliția de guvernare, Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă ar fi decis comasarea alegerilor nu la Via Lac, ci la telefon. În iunie ar urma să votăm pe 5 buletine. Surse vorbesc și despre posibilitatea de a exista liste comune PNL-PSD pentru Parlamentul European, dar discuțiile pentru alegerile prezidențiale s-au blocat. Avem însă opoziția care se pregătește de atac, ce variante au și cum vor să blocheze înțelegerile liderilor de la guvernare, vă arătăm imediat. Tot imediat vorbim și despre Diana Șoșoacă și soțul dumneei, care au ajuns la cuțite. Șoșoacă l-a exclus de la conducerea partidului pe Silvestru Șoșoacă pentru a-i salva sufletul acaparat de serviciile secrete. Este un scandal real sau totul a fost regizat pentru atenția publică? Încercăm să aflăm în această oră. Vorbim și despre proiectul de lege ce a fost introdus recent în Parlamentul României. El propune ca supermarketurile să fie închise în ziua de duminică, iar în cursul zilei de sâmbătă să fie program scurt. Ce părere au românii, vedem în această oră. De asemenea, vorbim și despre NATO, care este în căutarea unui nou șef, cine este favorit, ce șanse mai are Klaus Iohannis, aflăm în această oră. Despre toate aceste subiecte și nu numai, discutăm cu invitații de la această oră. Este vorba despre Sarmiz Andronic, analist politic, invitat permanent. Bună seara! Bună seara, mulțumesc! Gabriel Zeta, deputat PSD, bună seara! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! Și eu pentru prezență, Daniel Ciungu, consilier local PNL Sector 1, bună seara! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! Și eu pentru prezență și nu în ultimul rând, domnul Dan Tănasă, vicepreședinte AUR. Bună seara, mulțumesc pentru invitație! Și eu pentru prezență. Mergem pentru început la colega mea, Mădălina Hodea, ea are toate informațiile cu privire la ce s-a discutat în coaliția de guvernare. Mădălina Hodea, bună seara! Bine v-am găsit! Scandalul comasării alegerilor electorale care a dus coaliția de guvernare PSD-PNL în pragul dezbinării a fost tranșat într-o convorbire telefonică între liderul PSD Marcel Ciolacu și liderul PNL Nicolae Ciucă. Potrivit surselor politice, miercuri va avea loc ședința finală, acolo unde liberalii, dar și socialdemocrații vor redecide calendarul alegerilor electorale. Cât despre comasarea alegerilor prezidențiale cu cele parlamentare, ei bine, potrivit surselor noastre, aseară liderii au discutat doar despre alegerile locale și alegerile europarlamentare care vor avea loc în aceea zi. Pe lângă această comasare dorită de către Partidul Național Liberal, ei bine, liderii au discutat și despre listele comune pentru alegerile europarlamentare, dar și despre listele care vor fi separate pentru alegerile locale. Pe de altă parte, nu s-a stabilit în momentul de față candidatul care va deschide alegerile europarlamentare, însă în discuții este vehiculat Mihai Tudose, care face parte din Partidul Social Democrat, dar și Rareș Bogdan, care este membru al Partidului Național Liberal. Cât despre alegerile locale, ei bine, liberalii vor merge cu Sebastian Burduja, care este ministrul energie, iar socialdemocrații vor merge cu senatorul Gabriela Firea, potrivit surselor politice. Un alt principiu asupra căruia au ajuns la o variantă finală este cel legat de candidatul pentru alegerile prezidențiale. Mai exact, această discuție va fi luată abia după alegerile europarlamentare. Acesta fiind și motivul pentru care coaliția de guvernare PSD-PNL a fost la un pas de dezbinare. Vom vedea miercuri seară care va fi decizia luată de către liberali și de către socialdemocrați, dar și dacă varianta comasării alegerilor prezidențiale și alegerile parlamentare va fi luată în calcul. Mădălina Hodea, mulțumesc pentru aceste informații. Domnule Zetea, până la urmă ce s-a hotărât? Până la urmă mergeți împreună la alegerile europarlamentare, dar totuși pot spune că nu mergeți împreună cu un candidat comun la prezidențiale. Ce știți dumneavoastră în interiorul partidului? Da, deci în primul rând, dacă există și va exista zilele viitoare, în această săptămână, o soluție, după foarte multele discuții care au tot fost în ultimele săptămâni de zile despre această procedură de comasare, alegere într-un fel sau în altul, e foarte bine, pentru că trenează de prea mult timp discuțiile, e nevoie de o concluzie, fie că se face, fie că nu se face. Acum, din câte înțeleg și eu din discuțiile pe care am în conducerea partidului, lucrurile au evoluat, argumentele pe care Partidul Național Liberal le-a adus până la urmă pe masa coaliției în favoarea comasării alegerilor locale cu europarlamentarele, înțeleg că sunt suficient de bine argumentate. În această săptămână, cel târziu, miercuri, joi, vor trebui luate decizii de către forurile statutare ale partidelor, iar apoi făcute demersurile în Parlament. Cum este o procedură întreagă, iar Partidul Social Democrat ține la un lucru. Acela de a respecta 100% termenele legale pentru adoptarea și a hotărârii de guvern și a modificărilor necesare în Parlamentul României, iar mai ales apoi să fie timp suficient pentru ca opoziția, care a și anunțat că își dorește să atace la Curtea Constituțională
această procedură, să aibă timpul necesar să atace hotărârea, judecătorii constituționali să aibă timpul necesar să judece, astfel încât cu toții să fim, până la urmă, mulțumiți că este o procedură legală, cea pe care am ales-o. N-am identificat niciun motiv de neconstituționalitate a unei asemenea legi, de altfel în întreaga Europa sunt în acest moment alegeri locale care se desfășoară odată cu alegerile europarlamentare, niciun motiv de nelegalitate a acestor hotărâri care vor fi urmate a fi luate într-un timp cât se poate de scurt. Deci, din aceste puncte de vedere, nu ne facem probleme. Era o discuție legată de oportunitate, dar dacă la nivelul coaliției s-a decis și se va ști, se va face public în zilele viitoare care este și calendarul pentru toamnă, atunci înseamnă că și pretențiile Partidului Social Democrat au fost satisfăcute. Păi da, ați ajuns la înțelegeri și pe calendarul din toamnă, că înțeleg că cei de la PNL nici nu vor să audă de așa ceva. Încă se negociază, dar eu încă înțeleg, asta a fost până la urmă condiția esențială a Partidului Social Democrat. Adică nu discutăm doar despre comasarea legilor europarlamentare cu cele locale, ci avem un calendar pentru întreg anul. Adică nu era nici normal să vorbim despre comasarea legilor din iunie și septembrie, că erau prea dese, ci mai dese sunt cele care vor fi în noiembrie și decembrie. Atunci vom avea în noiembrie și decembrie 3 săptămâni posibil să mergem la vot consecutiv. Deci, dacă toate aceste lucruri au fost așezate, vom avea adică Partidul Social Democrat nu s-a opus acestei idei, nu am susținut-o în mod special, dar dacă au fost argumente suficiente, mergem în rog. Hai să spunem noi altfel, da? Mai concret. Partidul Național Liberal a venit cu această variantă de comasare a alegerilor europarlamentare cu locale și a venit în ideea în care, sigur, cumva le este amenințat locul 2. Toată lumea o știe, sunt da. Sondajele la vedere și sigur că e foarte important ca fiecare partid să facă... Sigur că da. Sunt în coaliție, sigur că au venit cu această cerere. Acum, eu pot să înțeleg Partidul Social Democrat, care spune în felul următor. Voi ați venit cu varianta asta, ne-ați pus-o nouă pe masă. Pe noi ne interesează mai puțin dacă e să comasăm europarlamentarele cu localele, că noi oricum suntem pe locul întâi. Deci facem chestia asta, facem această concesie pentru voi, dar bine ar fi ca și noi să primim ceva în toamnă, nu? E cumva logic. Corect. Bun. Nu cred că e neapărat problema... de acord de domnul de la PNL. Nu contează. Eu îmi spun punctul de vedere cu sursele pe care eu le am și cu analizele pe care eu le fac. Bun, în toamnă, ceea ce trebuia negociat, nu s-a negociat. Adică ei au venit cu varianta... Repet, Partidul Social Democrat a fost de acord, dar nu așa pur și simplu, ci pe bună dreptate au zis să cerem și noi ceva. Ei, cevaul ăla care trebuia negociat în toamnă nu s-a mai întâmplat. Bun, și de aceea s-a discutat, și asta e ultima frază pe care o spun, de asta s-a discutat dacă au sau nu au loc alegerile comasate. Bun, dar în acest moment, în varianta pe care o avem noi acum, pe surse dată, PNL-ul e în câștig. Pentru că PSD-ul, până la urmă, pare că a renunțat cel puțin să negocieze sau cel puțin să ajungă la o înțelegere cu PNL-ul privind și al doilea tur de comasări. Să știi că nu cred în varianta asta de negociere la telefon sau de luatul deciziilor la telefon. În primul rând, pentru că la telefon vorbește Nicolae Ciucă și vorbesc Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu. Și eu cred că totuși partidul este mai mult decât atât. Partidele sunt mai mult decât atât. Sunt niște voci în PSD care pe bună dreptate spun vrem și noi să spunem ceva și în Partidul Național Liberal, dincolo de Rareș Bogdan, care este și el foarte vocal public, da, e clar că sunt și alte voci care au ceva de spus. Și atunci sigur că nu le convine că nici Marcel Ciolacu și nici Nicolae Ciucă nu și-au luat partid pe propria persoană, cum se întâmplă poate la SOS. Vă rog. Da, din punctul nostru de vedere, într-adevăr, ar fi mai ușor pentru români. Eu deja merg pe stradă de câteva săptămâni în sectorul 1 și mă întâlnesc cu oameni. În afară de cei câțiva pe care i-am mai găsit care sprijină USR-ul și au venit cu aceste argumente contra, eu nu am găsit om pe stradă care să spună nu am vrea comasare. Toți sunt de acord că pur și simplu sunt prea multe rânduri de alegeri în acest an și toată lumea ar fi cumva blocată doar pe această discuție continuă. Acum că ajută sau nu Partidul Național Liberal, că ajută sau un alt partid. Până la urmă, acolo unde, de exemplu, ai, și mă uit la sectorul 1, ai un primar care nu este de la Partidul Național Liberal și vii cu alegerile locale foarte repede, nu știu neapărat cât de mult ajută PNL-ul. Deci nu cred că e un ajutor doar pentru unii sau doar pentru alții, cred că întreaga clasă politică trebuie să se adapteze. Cred că este bine pentru democrația României să fie o participare la vot cât mai mare. Și asta o spun venind din Danemarca, am stat 7 ani acolo, o țară unde 85% din oameni votează tot timpul.
cred că e important să ducem și noi tradiția României către o astfel aici de parte. Aici e foarte important pe cine întrebați. Nu, dacă... și mai e un lucru. Eu cred că datoria politicienilor este să scoată oamenii la vot prin mesaje, prin proiecte, nu prin tertipuri de genul ăsta, da? Dar nu e, asta e. Haideți să vedem și reacția celor, părerea celor de la AUR, pentru că sunt sigur că ei, dacă merg pe stradă și întreabă oamenii, au un alt răspuns. Ce părere? Cum comentați? În 2011, PSD și PNL au sesizat Curtea Constituțională a României pentru neconstituționalitatea comasării alegerilor locale cu parlamentare. PSD și PNL au făcut acest lucru în 2011. În 2012, CCR a zis, da, așa este, această comasare este neconstituțională. Pe care de consecință logico-juridică, comasarea alegerilor locale cu cele europarlamentare este neconstituțională. Există decizii ale CEDO, există decizii ale CCR, există recomandări ale Comisiei de la Veneția. Ideea că se economisesc bani este o minciună sfruntată. Ideea aceasta că sunt prea multe alegeri vine dintr-o mentalitate din asta de tip totalitar, în care prea multe alegeri deranjează, jenează cumva democrația. Singurul argument pe care PSD și PNL îl au pentru a comasa este cel politic, și anume facem așa pentru că așa vrem noi. În rest, niciun argument democratic, constituțional, legal, juridic, nu este de partea acestei comasări. Și nu putem să nu remarcăm din opoziție faptul că în continuare această telenovela a comasării ține agenda publică în loc să ne ocupăm de niște probleme stringente. Să vorbim de cei 14.000 de noi angajați la stat din decembrie 2023 sau să vorbim despre cele 4 miliarde de euro împrumutate anul trecut de România. Adică sunt subiecte cu adevărat grele, să vorbim despre surse de finanțare ale creșterii pensiilor oamenilor, că ne-au spus că vor crește pensiile anul acesta, dar nu știm exact din ce surse. Păi, uitați, că vedem că au început plățile în ianuarie, au început plățile pe armamentul pe care l-am contractat și deja balanța deficitului este stricată și în februarie arată și mai rău. De anul trecut. Am și o întrebare. În trecut am avut parlamentare cu turul la prezidențiale de mai multe ori. De ce ar fi constituțional asta și n-ar fi europarlamentare cu locale? Eu vă spun că dacă în 2011... Cum în alte 7 țări din Europa există europarlamentare cu locale, numai, cu regionale. Și asta argumentul acesta. Să știți că în Europa, în Belgia, în Malta, în Irlanda, în mod Ungaria, în Italia, în Germania, în mod constant se fac aceste alegeri. Așa le fac și tradițional. De ce ar veni Comisia de la Veneția să spună nu faceți ca nenții? Noi ce spunem este... Ca italienii. Unde fac ei fac de ani de zile fac acest lucru. Îl fac în mod tradițional. Nu pot fi acuzați ca voi că schimbă regulile în timpul jocului. Și repet, recomandările Comisiei de la Veneția, care spune clar, domne, nu pot schimba legislație în domeniul alegerilor cu mai puțin de 12 luni înainte de data scrutinului. Eu vă spun, ideea pe care o dați cu statele, sigur că da, dar trebuia să faceți această chestiune prin modificarea legislației. Și să treceți testul, evident, și să treceți testul Curții Constituționale. Va fi timp pentru acest lucru. Nu, iertați-mă, cum a spus domnul Zete aici, este timp pentru acest test și este bine ca opoziția să facă acea lucrurile. Tot PNL și PSD, sunteți aceleași partide. În 2011 ați fost împotriva comasării, când PDL voia să facă același lucru și acum îmi spuneți că se poate face, că e oportun, că e... Dacă îmi permiteți foarte scurt, să fac o completare, câteva precizări. În 2011, sigur că s-a contestat la Curtea Constituțională, în 2012 a venit decizia Curții Constituționale, nu se vorbește nicăieri de alegeri europarlamentare și mai ales... Se vorbește de alegeri parlamentare. Pe cale de consecință logico-juridică, nici comasarea localelor cu europarlamentarele. Eu v-am ascultat și pe dumneavoastră prima dată când ați vorbit. Aș vrea să vorbim echilibrat în emisiune. Bun, dați-mi nu puterea să vorbească. Să vedem ce spune domnul Zete, așa apoi vă mulțumesc. E nevoie să citești deciziile Curții Constituționale, nu doar decizia finală. Sigur, există critici de constituționalitate aduse de Curtea Constituțională la acea comasare pentru că argumentele au fost de tip financiar. Tocmai pentru că Partidul Social Democrat, în discuțiile pe care am avut cu PNL, am spus că aceste argumente de tip financiar, că se face economii la bugetul statului, nu stau în picioare în urma deciziilor Curții Constituționale, nici nu le vom accepta.
ca atare, altele sunt raționamentele care stau în spatele acestei decizii de comasare a alegerilor. Nu am identificat elemente de constituționalitate și conform deciziei Curții Constituționale din 2012 nici nu se aplică în acest caz. Dar veți avea oportunitatea, după ce se vor face procedurile de adoptare a legislației în Parlamentul României, să contestați această modificare, cum spuneți, cum vreți dumneavoastră, la Curtea Constituțională și vom vedea atunci felul în care Curtea Constituțională va judeca din nou. Dar aveți constituțional, legal și democratic această posibilitate. Și asta cred că e cel mai important lucru. Afirmația noastră, domnul Zeta, legată de chestiuni de ordin financiar în decizia CCR este o minciună ordinară. Negru pe alb. CCR spune foarte clar că nu poți amesteca teme de dezbatere locale cu cele parlamentare, cum era vremea. Că sunt teme diferite, sunt chestiuni total diferite. Ăsta e argumentul, nu era argument de ordin financiar. Cum am mai... Și aici pentru că la începutul în toate comunicării europene de la nivel pentru local. Că la începutul comunicării publice, unul din argumentele foarte utilizate de PSD și PNL în comasarea alegerilor a fost acela financiar, că s-ar face niște reduce niște economii. Au fost niște exemple clare unde se vor face niște economii, dar ăla este principalul... Mă bucur, nu se face nicio... Este o minciună. Deci mințiți pur și simplu. Haideți, vă rog, nu mai folosiți aceste fraze cu greutate, cu minciuna, că o faceți să spunem aceste argumente. Eu sigur atac personal, nu cred că astea sunt argumente în momentul în care spuneți unui coleg de platou mințiți. Nu vreau să vă educ eu aici, dar nu cred că este de bun simț. Asta nu e un argument. Zeta, sunteți ultimul care să vorbească de bun simț. Chiar eu nu cred. Comasarea alegerilor nu aduce niciun fel de reducere a cheltuielilor cu alegerile. Pentru că asta alegerile locale se organizează pe o lege, alegerile europarlamentare pe altă lege. Pe comisii, avea pe comisii, două comisii, pe transport, același număr de buletine de vot, aceleași procese verbale, aceleași tampili, aceleași tampile. Pierdem vremea vorbind despre un argument care nu există. Domnul Zetea, deci, sunteți ultimul care să vorbească de bun simț. De... Să văd de unde o să scoate problema care se va ridica.